Bună tuturor! Astăzi vin la voi cu un antrenament pentru picioare, un antrenament care te va ajuta să îți obțineți picioarele în 14 zile. Așa că vreau să-l pui în practică cu mine, urmând programul pe care îl voi lăsa înainte să începem antrenamentul. Acel program te va ajuta să îți obțineți picioarele, fie că lucrezi de acasă, fie că lucrezi la sală. Pentru acest antrenament nu vei avea nevoie de niciun fel de echipament, așa că tot ce trebuie să faci tu este să treci la treabă. Însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acest buton de subscribe, pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi și te voi ajuta să obții corpul dorit lucrând de acasă. Acum haide să ne antrenăm! Așa cum am spus, primele 5 minute vor fi pentru încălzire, pentru activarea mușchilor, așa că începem cu primul exercițiu de pe saltea, ne întindem pe burtă, pieptul jos pe saltea și ridicăm ambele picioare în același timp în sus, le ținem acolo câteva secunde, le lași ușor în jos, apoi din nou în sus și repetăm acest exercițiu 45 de secunde. Pe burtă, în doi picioarele, iar de aici ridicăm în sus, le ținem acolo câteva secunde, jos pe saltea. 45 de secunde, acesta din nou este un exercițiu pentru încălzire. De la picioare, picioarele puțin depărtate, de aici ridicăm fesele în sus, vreau să le ții cât mai sus și încordate și stăm în această poziție 45 de secunde. Leave your limitations, live and go against them, just let go and start up something new. Cause I know that what you planned out, everything that you built up, isn't what you want. And I know the life you're living, isn't that fulfilling? Let me help you out. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Foarte bine, apropiem puțin picioarele, din nou sprijinit pe călcâie, fesele sus, iar de aici îndreptăm câte un picior pe rând, ușor, 45 de secunde. Everything that you built up isn't what you want. And I know the life you're living isn't that fulfilling. Let me help you out. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Foarte bine.
rămânem în aceeași poziție, tălpile pe saltea, iar de aici, ne ridicăm pe vârfuri, te lași pe talpa piciorului, te ridici pe vârfuri, 45 de secunde. Got this feeling, I'm feeling. Foarte bine, ne ridicăm sus în picioare, pornim din poziția de genoflexiune, picioarele foarte bine depărtate, facem o genoflexiune, o fandare în lateral, genoflexiune, fandare pe celălalt picior. 45 de secunde, lasă-te cât mai jos, în poziția de genoflexiune și de fandare. I don't wanna wake up, I don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know what to. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. I wouldn't know what to do. Din poziția de genoflexiune facem o genoflexiune, fandare în spate, revin genoflexiune pe celălalt picior. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without. Din nou, din poziția de genoflexiune, pășim în spate cu piciorul, revin apoi, pășești cu celălalt, 45 de secunde. Baby, part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without. Exercițiu, picioare depărtate, genoflexiuni normale, însă când te duci în poziția de genoflexiune, stai acolo 3 secunde, apoi revii înapoi sus. Picioare de puțin depărtate și vârfurile poziționate puțin în afară. Be who you want, 'cause I know that I need to be happy too. And then things turn to dust when I bluff just to mess up and tell the truth. All I hear is an echo, turn the words that we say to ammo. Sleeping on the side of the bed though, weeks have gone, can't let go. I go crazy when you call my name, make me lose my game when you call my name.
foarte bine, depotez puțin mai mult picioarele, din nou vârfurile de la picioare încolo și facem genoflexiuni pentru coapse. Te lași cât de jos poți, stai acolo o secundă, revin apoi sus. Ține picioarele cât mai depărtate și încearcă să te lași cât mai jos. Picioarele foarte bine depărtate, facem o genoflexiune, te lași în jos, de aici te ridici pe vârfurile de la picioare, înapoi și sus de unde am plecat. 45 de secunde. Genoflexiune pe vârfuri, pe talpa piciorului, înapoi sus. When you call my name, when you call my name. Mișcările ușoare, însă asigură-te că te lași cât mai jos și te ridici bine pe vârfurile de la picioare. When you call my name, I go crazy, 'cause I can't escape. When you call my name, when you call my name. Exercițiu, facem genoflexiuni din lateral în lateral, două mișcări în lateral, sus, două mișcări în partea cealaltă. 45 de secunde, încerc să te lași cât mai jos în poziția de genoflexiune. Și pe genunchi, de aici duci piciorul îndoit în sus, îl ții acolo și îndreptăm, îndoim piciorul. 45 de secunde. Îndrept, revii ușor înapoi. Pe același picior, ducem piciorul de la saltea în sus îndoit, însă vreau să duci piciorul în sus și vârful piciorului puțin în afară. Asta te va ajuta să pui mult mai multă presiune pe fese. Piciorul meu se duce așa și nu așa. Îl ții acolo o secundă, apoi revii ușor înapoi jos. It's
facem aceste două exerciții și pe celălalt picior. Primul exercițiu, ducem piciorul îndoit în sus, îl ținem acolo și de aici îndreptăm ușor, revii ușor înapoi, încerc să ții piciorul cât mai sus. Saltea în sus și din nou vreau să duci piciorul cu vârful piciorului puțin înspre perete. Can I keep it low key? Got me drugged, your pheromones hit the roof. I know your taste. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Why in gravity pulling you? Te descurci foarte bine, mai avem câteva exerciții. Încearcă să stai cu mine până la sfârșit. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this floor. Foarte bine, ne așezăm pe o dungă. Acest picior îndoit, celălalt picior drept, cu vârful piciorului în față, vreau să ții talpa piciorului dreaptă și ridicăm piciorul de la saltea, ușor în sus, foarte puțin. Have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough, I've lost you. But I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you. Dacă vrei să faci acest exercițiu puțin mai intens, mută acest picior peste celălalt și execută exact la fel. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Foarte bine, pe același picior, în aceeași poziție, rotim piciorul ușor în față, cu mișcări ușoare și o să vă spun eu când să schimbați direcția, să îl rotiți în spate. 45 de secunde pe acest picior, apoi mai avem doar două exerciții. Rotim în față, talpa piciorului dreaptă. Schimbăm direcția, rotim în spate, în direcția opusă. Facem aceste două exerciții și pe celălalt picior, apoi am terminat. Primul exercițiu, piciorul drept, talpa piciorului dreaptă și ridicăm piciorul de la saltea puțin în sus, mișcările puțin mai rapide și dacă vrei să faci acest exercițiu puțin mai intens, mută acest picior peste celălalt. Control. Oh, I just wanna have a
foarte bine pe același picior, rotim piciorul ușor în față, din nou ține tampa piciorului dreaptă și ține piciorul foarte drept, așa vei putea lucra intens coapsele. Schimbăm direcția rotim în spate.